Hai să vedem niște și un om fericit, da? Cristi Balaș e la telefon, președintele CFR-ului. Cristi, salut! Bună dimineața! Ce voce! Ce diferență! Ce tot mașină! Am descoperit că am microfonul mai bun în mașină. Ok. Dar ce tonus, Cristi! Bună dimineața! Vă ascultam, am auzit ce ați discutat. Da. Cristi... E greu când arbitru nu anulează gol la echipa adversă. Ai început iar, bună dimineața! Lasă-mă că a fost Popa în cabina VAR. Aveți o chimie acolo pe care se pare că nu o dezlușește nimeni. E o formulă care... Unii insistă ca totul să o descopere. Popa de la biserică sau? Popa de la biserică, da. Sunt credincioși rapidiștii, Cristi. Exact. Dar acum vorbim serios. Ți s-a părut arbitrul ajutată de, ți s-a părut rapidul ajutată de arbitrii la Sibiu? Sunt două faze. Au înscris un gol după ce au descălțat un jucător al echipei adverse. Mhm. Echipa adversă a jucat pe teren cu un om mai puțin pentru că adversarul l-a descălțat din neglijență. Uh-huh. L-a descălțat. Așa? Păi e vina Rapidului că nu s-a legat ăla la șireturi. Nu, e vina Rapidului că și-a băgat crampoanele în gheata lui. De aia. Așa? Și faza din ultimele minute care, dacă a fost penalti pentru ștergerea la șiret din meciul cu noi, atunci... Aici varul trebuia să cheme arbitrul să le vadă faza. Uh-huh. Măcar să le vadă. Da. Trebuia de fapt să insiste să-l cheme. Dar ce e cu chimia asta cu Popa și Rapidul? Nu știu, nu noi trebuie să o descoperim. Am înțeles. Există au ei așa ceva, nu? Cu domnul Popa, nu? Nu știu. Și fără a implica pe cei de la Rapid, pentru că chiar au o conducere... senzațională și oameni de ținută, n-aș vrea nici să vorbesc mai mult pentru că chiar îi respect. Se pare că, nu știu, omul e suporter și n-ai cum să-l condamn. Ține cu Rapidul, ia zi, dacă ține cu Rapidul. Ține de mic cu Rapidul și nu poți să condamne asta. Ia zi, că... n-ai, sângele nu se schimbă până și tu înțelegi asta. Înțeles, corect. Am înțeles. Știi că săptămâna trecută, zilele trecute aici în emisiune, ce zici Gigi Becali, nu? Vorbeam de arbitraj și zice Gigi Becali începe să râdă. Vorbeam de scandalul care a fost și cu acuzele la voi și la care Gigi începe să râdă și ce zice? Stai bă, liniștit, zice, ce raiba, Neluțu Varga e mic copil la arbitraje față de Rapid anul ăsta. Și zic, cum adică? Stai liniștit, e anul Rapidului la arbitraje. Nici noi nu mișcă. Anul trecut am pătimit. Noi am pătimit. Da, nu, îți pove. Deși Gigi Becali zice, anul ăsta e anul Rapidului clar la arbitraje. Deci știi cum e la arbitraje Rapidul? Sunt ei și nu-i restul lumii. Nu-i cazul să vorbească nici ei. Lasă-i pace că ne-au bătut din penalti, au dat un gol din penalti, meciul nostru, au dat un gol din penalti, meciul cu Faru. Nu e cazul ca să vorbească fecii Tâmbeu. Dar asta spuneam, ei acuzau ei Rapidul și fii atent. Și l-am văzut și aseară pe meme, care aseară la fel meme a tras cu toate tunurile în direcția Rapidului aseară, tot pe povestea cu descălțatul, ultima ironie a lui meme, știi care a fost, nu? Zice, probabil domnul Șucu, care tot zice că nu prea se pricepe la fotbal, nu știe că jucătorii joacă încălțați, trebuie să joace încălțați, nu descălțați. Ai înțeles? Nu, meme-ul chiar putem să zicem orice de Gigi, dar meme-ul chiar să pricepe la fotbal. Da. Cristi, te întreb direct frontal. Ți se pare că, că Rapidul este avantajată de arbitri în acest început de sezon? Mi se pare că și FCSB-ul e avantajată. Aha. Deși FCSB-ul și Rapidul, numai voi sunteți victime. Au câștigat două meciuri, au câștigat două jocuri cu 1-0 din două lovituri de pedeapsă, din punctul meu de vedere, acordate eronat. Și nu numai opinia mea, de fapt. Uh-huh. A fost chiar și al lui Chiros. Uh-huh. Da, nu, asta e clar. Dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Și Rapidul este... și Rapidul e avantajată de arbitri, după părerea ta? Apropo și de partida de la Sibiu? După partida de la Sibiu și meciul cu noi, au fost greșeli în favoarea lor. Uh-huh. Fără i-a acuza pe Rapidii sau pe... Pentru că meciul cu noi, dacă cum a jucat repiza a doua,
Sfânt au meritat să câștige. Uh-huh. Trebuie să fim fair play. Uh-huh. Dar în momentul în care arbitrul scoate mingea din poartă, una este eronat, poți să-l și ratezi sau să nu-l acorzi, poți să greșești la penalti. Uh-huh. Dar în momentul în care echipa dă un gol, înscrie un gol și arbitrii din cabina VAR fac eforturi să găsească argumente pentru a anula decizia arbitrului din teren. Popa era? Nu, erau doar arbitrii din București, apropo de... Deci înțeleg că au mai mulți suporteri rapidiști au, din ce înțeleg, nu doar pe Popa. Da, nu știu, nu. Mă glumim. Păi și aseară. Aseară, dacă s-ar fi întâmplat să fie acea forfecare făcută de un jucător de la CFR Cluj care avea cartonașul galben. Da. Pentru că și în momentul acela un singur jucător cu un cartonaș galben. Adică Button, să traducem oamenilor, Button, care avea deja un galben, face forfecare în minutul 35. Care era singurul jucător cu cartonaș galben pe teren, deci nu aveai cum să-l confunzi, mai are și codița aceea. N-ai cum să-l confunzi, n-ai cum să nu știi care e cartonaș galben. Dacă un jucător de la CFR Cluj, care ar fi fost avertizat deja, ar fi făcut un asemenea tackling, asemenea forfecare, deci a fost o forfecare cu un picior deasupra genunchiului, da, și cu celălalt din spate îl lovește fără intenția de a juca mingea, pentru că mingea era în altă parte, mai oprești și jocul ca să primească îngrijiri medicale și să nu se dea cartonaș galben, al doilea, să fie eliminat. Doamne, ce scandal ar fi fost astăzi. Deja, chiar dacă era, îi se citeau pe buze, chiar dacă stătea cu spatele la camere, veneau articole în presă, domnule, la cum s-au mișcat urechile, arbitrul a spus că nu, domnule, că piciorul îl mișcă, că e întreg, nu-i dă cartonaș. Nu, e clar, cartonaș. E clar, Button trebuia să primească al doilea galben în minutul 35, e clar, n-avem, nici măcar n-avem ce să discutăm. La noi eram târâți într-un niște articole, acum greu de imaginat. Da.